Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1730, la data de 3 septembrie, a fost ales pentru ultima dată un domn român de către boieri, în persoana lui Constantin Mavrocordat. Acesta a fost un om învățat ca și tatăl său și era pătruns de ideile filozofice și reformatoare ale viacului al XVIII-lea. După două domnii scurte, în țara românească, a fost mutat în Moldova, unde, pentru a-și recâștiga tronul pierdut, contrar firii sale, a trebuit să mărească dările ca să-i poată cumpăra pe turci. Reîntors în țara românească, în 1735, a început să facă reforme, influențat fiind și de reformele austriece din Oltenia. Desființează unele impozite indirecte, precum văcăritul și pogonăritul, și introduce o taxă generală de 10 lei pe an, plătibilă în 4 sferturi. Îi eliberează pe țărani, dându-le dreptul să se mute de pe o moșie pe alta, răscumpărându-și libertatea cu 10 bani plătiți boierului respectiv. Pe țăranii boierești obligă la dijmă și 12 zile de lucru pe an în Muntenia și 24 în Moldova. De asemenea, tot pe data de 3 septembrie, în anul 1887, a trecut la cele veșnice Timotei Cipariu, recunoscut ca fiind o personalitate reprezentativă a culturii românești, dar și unul dintre oamenii de seamă ai pașoptismului transilvanian. Timotei Cipariu a participat la Marea Adunare Națională de la Blaj din 3-5 mai 1848, fiind ales secretar al acesteia. A fost ales de adunarea de la Blaj ca să meargă la Viena pentru a prezenta împăratului doleanțele românilor. Alături de alți fruntași ai Revoluției, va semna în octombrie 1848 apelul prin care se cerea românilor ardeleni să se înarmeze împotriva insurgenților maghiari pentru a se putea apăra singuri de agresiunea acestora. Cipariu a publicat o foarte lungă serie de studii asupra limbii române și a gramaticii sale, fiind considerat unul dintre întemeietorii filologiei și lingvisticii românești. Prin studiile sale, a căutat să dovedească drepturile istorice ale poporului român și originea noastră romană. Influențat de școala ardeleană, a fost unul dintre adepții latinismului și ai ortografiei etimologice, fapt pentru care a propus folosirea predilectă a cuvintelor de origine latină.